Da, s-a modificat harta asta. Eu încă nu văd pe nimeni aici. A, uite. Есть у него объектив. Ты смерти. Ну да, най, че фачи. Ну да. Видишь, кое-что Т-57-ле ала. N-am cum să avansez. Aici este T-57 și mă omoară. Uite, este celălalt acum. Bine, bine. Foarte bine. Știu. Vine T-60 TP ăla vine. Hai că am dat lui 60 TP. Se retrage 60 TP. Так тут хату стал. Шапки сути мне дать. Погамиш. Прожето, где у него я прожетола? Dă-i pe la spate dacă poți, da. Bine. Da. Este progetul pe undeva pe aici, dar nu știu pe unde e. Ia uite-l. Dar mai am puțin la viață, asta este. Știu că trage mai multe. M-a ratat. Mi-a dat. M-a omorât. Cu ăsta nu știu dacă e bine să te ai el printre. Da, dar eu nu...
Bine, m-a omorât Prožecă, nu m-a omorât ceilalți. Am văzut, am văzut, am văzut, am văzut. Dar eu mai aveam 240 la viață, deci trebuia să-mi dea una doar. Bă, chiar că e fortăreață tankul ăsta, frate. Prožeto. Băga mi-aș piciorul în Prožeto. S-a terminat? Da. Sună bine. Uite, și sarea de baie are efect de aromaterapie. Da, ai smartphone? Da. S-aude că primești pe Facebook sau nu știu, în notificări. Dar nu mă deranjează. Ce faci ăsta? Test, a, din cauza asta. Stai mai încolo. Test. Apoi n-ar trebui să mai aud. Test. TP. Tank prototip TP. Ia uite, m-a văzut Conqueror. Mamă, ce e acolo? Nu poți, nu... Puh, nu poți să te arti pe acolo, pe... lung pe ăla să-l omor. Da. Da, dar te-ai băgat în fața mea. Nu, nu-i bine aici să stau. Iar avem... Oricum trebuie să avem mai multă răbdare, am observat, cu Liga 10 asta. Nu-i ca la Liga 9 sau Liga 8. Ia uite, a venit Arti până aici.
Eu nu-s acolo, mă. Nu-s pe partea aia, unică. Mă duc acum pe exterior să văd ce faci. Da, dar nici pe lateral nu pot să-l văd pe ăsta. Morții mătii. Am dat la obiectiv, mă. Hai, eu știu. Băi, tot timpul e, măi. Da, suntem puțini. Ce facem? Da, văd. Asta cred că trage de mai multe ori. Am un eu dat de la serviciu un USB 3.0 și ce vreau să zic, USB-ul meu de la laptop nu l-o recunoaște. Mă refer USB 3.0 nu l-o recunoaște, USB 2.0 l-o recunoaște. Da, am un USB 3.0 și un USB 2.0. Ăla 2.0. Nu. Și mai am și eu doar un... Aveam niște update-uri cu USB 3.0.
Da. Sincer, nu știu cum se face, dar să mă interesez. Da. Las că mediile ar trebui să ajungă acolo. Dar n-avem cucerit de alumă. Ia uite ce e aici. Bă, dar nici pe lateral nu poți să-i dau locul catul ăla. Dă-te mă-n gâtul, mă, Tidi. Nu, prostul ăla de obiectiv 700 și ceva. E prea tare tancul ăla. Ia uite, nimica e, nimica. Mă nenorcește. Stai bine acolo. O ieși căcatul ăla. S-a retras. Nați mă, băiatule. Băcam i-aș piciorul de când îl urmăream pe căcatul ăla. Bravo, bravo. Hai pati, 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 mai dăm una. Na mă, băiatule. Nați, mă! Din de scratch-em. Vei, 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 vin, vin prin spate, vin prin spate, în puii mei. Știu, 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 am văzut. Dar n-am avut ce să-i fac. Va, a venit BC-ul, BC-ul la spate aici. Da, păcate, păcate de sângele vărsat.
Na, nu, ce zice? Ei. 150 de bani. Ola, să mai fie. Ah, și ce poți să faci cu ei? Ah, poți să-ți iei căcaturi, da. Da. Ai bună ideea ta, nu știu, nu m-am preocupat să văd ce... Dar să mă uit, să văd, să meleg și eu ceva. Ia uite, 60 TP. Uite, 60 TP-ul e mai tare și decât ISA 4. Ai, dă-o în pizda, măsi. Unde mergem? În stânga, presupun, nu? Sau tu ai mai jucat acolo, la calea ferată? Peyton. Mă duc singur pe deal, văd că... Băi, stai alea, că uite alea, că ce... Ceva neregulă, că nu... Văd că se joacă altfel jocul ăsta. Da, mă... Nu, dar mă duc cu ei, mă duc cu ei. Nu mă duc singur pe deal acolo, Iurea. Ce fac? Singur pe deal pe urmă? Maus, iaus. E joc de așteptare asta. Ei da, 558. Da, unde i-ai dat? În cur unde i-ai dat? I-ai făcut așa mari damage. Da, e cam tare tureta ta, n-ai ce să-i faci la tureta ta. La
Bă, da, ți-o dat, nu glumă, jocul ăsta. Da, da, am văzut. Ia uite. Mamă! Cât mi-a dat boul ăla? Da, ăia noștri nu știu stau acolo în pădure. Da, aici două găuri, alea ce ți le-au făcut, frate, Arti? Bă, dar ce repede am murit, eu tu le-a cât e 3 la 3 abia. Stai că ți-am zis că e un joc de așteptare. Vezi că mai este unul. Este și un PC-ul. Dar cere ajutor de la ăia, în puii mei. Ce fac ăștia? Nu trage nimeni în ei? Stai acolo, stai acolo. BC, BC. Vezi că vine Jegu. Jegu, mă! Bă, dar nu știu cum au avut Jegu ăștia. Cine te-a luat? Din spate sau din față? Oricum 60 TP-ul ăla, eu o rămas acolo ascuns în o trecut calea ferată, asta nu îmi place. Nu cred că a trecut pentru că era mea acolo.
Ba da, a trecut că... În momentul în care te-ai omorât tu... Sau cineva l-a văzut. Cineva l-a văzut. Ți-ai mai făcut mouse-ul ăla care ziceai tu? Mouse-ul, microfonul? Cineva l-a văzut. Ți-ai mai făcut mouse-ul ăla care ziceai tu? Hm? Microfonul nu, l-am dat deoparte. Iar harta asta e? Cine? Am 12 ani. Tu de ce nu te auzi? Idolul lui. În da. La tancuri sau unde ești idolul lui? YouTube-ul că faci stream. Nu stai. Da, o există ceva de World, de nu știu ce. Da, știu cum faci stream aici, Irgen. Ar trebui să faci bani din chestia asta, că ai investit în stream, în nu știu ce. Не пробил. Не пробил. Vezi că bârâi. Bârâi acum. Da, n-am să microfonul. Da. Fuck you. Stai să văd dacă s-a terminat dincolo. Nasol. Amorak durability. Mm.
confortul cu care vine aroții colona este extrem. Ei, puniți ventilația, fratele meu. For equipment, vent purge. Îți bagă mai mult la toate alea. Deși aroții colona este destul de mare în dimensiuni, datorită designului elegant și al culorilor folosite, se integrează. Stai că vreau să mai pun la ceva, dar nu știu la ce. Microfoane prin USB dedicat gaming, producătorul țuiunele, birourile și ochelarii de gaming, producătorul de zaroții a lansat pe piață. Na, să zicem că e atât. Microfoane prin USB dedicate posesorilor de PC. Ready. Astăzi avem Colona, un microfon de gaming ce arată foarte bine. Sunt ready. Abia așteptăm să vedem și ce poate. S-ar putea să-mi scadă timpul de încărcare. 6,9 s-ar putea să fie. O carcasă din plastic, în cazul ar fi bine. Neagră. Însă acest model este disponibil și în variante gold, roz, gold. S-Conquerier, S-Conquerier. Din păcate, plasticul nu este. Păi ăștia înseamnă că sunt mai slab ca noi. Cu un cablu USB generos de mare, de aproximativ 3 metri. Microfonul dispune de mai multe modele polare, ce pot fi selectate prin butonul dispus pe spatele microfonului. Astfel, primul model este unidirecțional, ce captează sunetul numai din fața acestuia și foarte puțin spre lateral. Este folosit în mare parte pentru streamuri sau discuții pe Discord, Skype, etc. Acolo unde numai vocea utilizatorului trebuie să se audă, cu cât mai puțin incomod de fundal. Al doilea mod este bidirecțional. Așa cum îi spune și numele, captează sunetul din două direcții opuse, adică din față și din spatele microfonului. Acest mod se poate folosi în cazul unui interviu. Iar cel de-al treilea este omnidirecțional, ce captează sunetul din toate direcțiile, ideal pentru conferințe unde sunt mai multe persoane implicate. Sub acest buton se află potențiometrul pentru amplificarea semnalului audio. Vă sfătuiesc însă ca acesta să fie cât mai mic, pentru că odată amplificat sunetul, va fi amplificat și... Ia uite cum se duc! Pe cealaltă parte sunt dispuse un buton pentru activarea și dezactivarea microfonului, asistat de un indicator LED. Asta nu-i bine. Potențiometru pentru reglarea volumului din căști. Am folosit microfonul în două din live-urile noastre de pe PC Garage, pe care le puteți revedea în linkurile din descriere. Fuck you. În concluzie, aroții Colona este un microfon ideal pentru streaming, atât prin K95. My love. Acesta se conectează la calculator. Not my love. I-am dat lui K95. Microfonul este acoperit. Anus. În cazul nostru de culoare neagră. Este disponibil și în variante roz, gold și silver. Arti. Din păcate, plasticul nu este de cea mai bună calitate, deoarece are o mare sensibilitate. Te-a ajutat cineva acolo, nu? Suportul cu care vine aroții Colona este extrem bine, solid, bine funcționat din material metalic, iar la baza acestuia au fost adăugate greutăți suplimentare și o suprafață cauciucată pentru a împiedica sau chiar mișcarea. De asemenea, sistemul de montare al microfonului pe stand permite foarte ușor ajustarea înclinării. Integrează perfect. Ieși afară, javră ordinară. Ieși afară. Mi-a dat 500 bou-ul ăla. Vine un Conquerier, vine un Conquerier pe aici, pe la mine. Hai, mă nenorocește asta. Fuck you!
Imediat. Futu-s morții, mate. Cum a murit singur din echipă care a murit? Ce urât. Bă, da, am avut echipă prea bună, ia înseamnă că. Da, damage am făcut și eu. Dar dacă a murit, n-a făcut nimica. Cam așa spune problema. Încă 50 de bani și 50.000 de bani. 88.000 de bani. Uite, dar mai am o mai am o chestie, stai alea, mai am o chestie și fac ceva, dar nu știu ce fac. Stai să văd. Așa, da, mai am o chestie din deplinit și îmi dă 50.000 și 50 de bani. Trebuie să mă duc după barca aia. E bine. Mă ține un ISO 7, i-am dat una. Mi-a dat șarte o leacă. Gata, au murit S Conqueror. Dă timpuii mei. Bine că l-a omorât pe ăla. Cinci la unu pentru noi, bravo, mă. Vezi, nu cază în apa aia pe acolo, că... N-am dat n-am așa.
Bă, dar ce cu tankul ăsta e? Vezi câte șenile are tankul ăsta? O omorât ăștia un tank și avea 4 șenili în față. M-am speriat că l-am văzut. 279E. Vezi, 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 ai grijă. Mamă! Mă nenorocit arte acum. Băi, dă-te! Vezi că este unul, un FV pe aici. Bine, bine. FV-ul ăla, da. Dar sunt mai mulți. Iar m-a nenorocit. Vezi că trage de la spate. Este unul sus pe barcă, BC-ul e sus pe barcă aia. Da. L-a scos, băgam ia-și picior eu. Ce e ăsta că n-am jucat? Nu știu dacă am jucat pe harta asta odată. Pe unde mergem? Pe stânga? Asta e aia castel, da. Prin dreapta văd că e mult spațiu liber, îți trebuie viteză acolo. O spus harta cu castelul. Ai ținut harta cu castelul? Mhm, mhm. Și-a băgat-o pe asta? Ia uite, hai pe aici, prin stânga, stânga. Dacă ai vitez. Păi vin acum.
I-am dat. Da, 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 da. De ce să mă duc de aici? Du-te tu, na. Și ce dacă? Nu-i chiar liber. Vezi că pe lungă mai ai... Dar nu-l văd eu, fratele meu. Da, l-am luat, l-am luat. Gata, distrus. E, ce să faci? Aia e. Dar vezi că meciul nu-i câștigat încă. Ce facem? Mergem în bază să numărăm? Da, da, mergem, că uite, și eu am ajuns la baza noastră. Mergem în baza lor. Gata, e mort, e mort, bravo. Dar nu mai ai timp, mă. Cine știe, poate sunt și pe aici ăștia. Am văzut, șterg cartelele, mă văd. O să dau niște zigzaguri. Da, am văzut și pe mine. E fața noastră. Am dat din mine. Uite, o tras, o tras. Poate să vină și pe acolo. Unde am venit noi tare greu. Mai bine, e 75. Îl vei de pe el. Ești în câmp deschis acolo, trebuie să stai în copac, îți dă rămâne în copac, în față, da. Uite cum am făcut eu acum. Și mai greu scris poate. Mai este puțin, mă. Ce vrei să-mi dai... Dar era deja prea mult. Mamă, 73 de mii, cred că mi-a dat bonusul. Da, 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 hai că am dat.
me down bad. Aici harta. N-am mai ascultat de mult Dan Spătaru. E așa greu să ascult? Nu, pe din melodia aia, oare, oare. La unde se duc ăștia, mă? Da, da, da. X7 grilul. Grilul să stea sniper sus, E75 ajunge târziu. T10, fugi mai repede ca tine T10, nu? Ce faci? O ajuns ăla? Săracu, eu trasul ăla o groază, frate. Vezi că vine IS-7, ai grijă. Mi-a venit, o dat arte, o tras arte în mine. Dar luăm bătaie aici, mă! Da, îi dau lui ăsta, lui IS-7. Da, am văzut. Păi da, dar n-a mers, nu știu de ce. I-am dat. Păi stai să încarci. Mi-a dat arte acum. Dar trebuie să aștept să oprească 7 secunde astea de... Este și un grill pe lung. Da, dar este un grill pe lungă, Irneu. Mi-a dat arte. Mi-a dat grillul de acolo până aici? Da, vede. Hai. Pe partea aialaltă? Dacă am murit amândoi, nu clar. Nu. Eram curios, văd ce sunt. Aici mă doare capul. Ce ai mâncat? Ce am mâncat? Mi-am luat niște scoici. Am găsit scoici marinate, 9 lei și am mâncat niște scoici. Dar nu-mi plac, adică nu mai mănânc în viața mea. Da, corect.
Ce facem aici? Că nu știu. Ah, mergem în partea aia. În dreapta. Dacă ar avea țintă mai bună tankul ăsta. Da, trage mine. Bravo. Ia să vedem ce se întâmplă. Opa. Vezi că ratez timing-ul, George. Trebuie să ajungi la un pom. Unde, aici? Pierzi timp acum, da. M-a văzut. E 25, ăla... Da. Eu acum am făcut pentru că sunt sigur că am dispărut. Ia uite, m-au văzut doi. Doi m-au văzut. Nu pot să înțeleg. M-au văzut doi. Ia uite, m-au văzut. Nu știu care m-au văzut. Da, nu-mi place poziția asta. Păi da, noi nu prea știm cum e tele și nu știm ce jucăm. Îl vezi pe? Coboară un panțăr. Papadanie, auzi. Da, care ți-o dat ție acolo? Panțărul, Papadanie mi-a dat. I-am dat eu Papadanie. Păi da, Papadanie ăla e de Liga a 7-a. I-am dat. În turet i-am dat. Da. Neprabita n-a mai mers acum. Vin prin dreapta noastră, mă. Iar l-am bătaie, George. Mamă! Ar fața aia de panțăr. N-ai murit, nu? Nu. Ce lupta cu el? Ai, bun, ah, ce bine! Dar nici nu-l bag în seamă, asta e problema. Dacă m-ar băga în seamă... Da. E probabil. Ies pravidieț. Se retrage animalul, se retrage, nu mai are tupeu. A, vine Type 64, ei. Da, vezi că sunt din stânga, din George. Mai puțin. Da. Dar suntem puțini, ei, de asta. Da. Ricașă, auzi? Mă vezi dincolo. Bă, dar ce... Da, ce? Dacă o veni pe la spatele nostru... Nasol.
Păcat că nu l-am omorât pe panțăr ăla. După ce am testat scaunele, birourile... Și are țintă bună panțărul ăla, nu știu cum de... Bravo. A, scuze, nu cu ăsta. Mă auzi mai bine acum? Bârâi, să știi. Mă auzi bârâind? Nu, acum nu. Nu, că acum mi-am dat seama că microfonul era lângă monitor, nu era la gura mea. Și totuși mă auzi. Oricum. Da, da, acum te aud parcă prea tare te aud, dar te dau din TeamSpeak mai încet. Da, zi ceva. Test. Da, e foarte bine. Da, ce facem aici? Nu știu ce facem. Stânga, iau-s. A, mergem în groapă, bravo. Oh, Conquerors. Ah, pe mine mă țin ăștia aici. Mamă, i-am dat și eu pasi 46 lot. Ise 7. Ai dat în el? Da. Mamă, dar în față se vede jegul, Irnel. Da, o scos numai tureta, sper, Conquerier, n-avem ce să fac. Critical hit, iauzi, i-am omorât un om ceva. Nu neapărat asta. Nu neapărat atunci. Iac Tiger mi-a dat. I-am dat. Amix mi-a dat. Nu te băga tare, Irinel. Vezi că se urcă și Type 5 ăla, sau cât dracu-i pe acolo, lateral. Dar nu-ți dau ție, nu-ți dau, a?
duce la vale. Bravo, bravo. Sta mult prea în vale aia și-o luat-o. Conduc ăia, frate. Prieten, ce faci ăsta? Mă scoate. Bă, da, multă viață mai are ăla aici, în Babciur. Așteaptă, 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 așteaptă. Nu te mai băga, schimbă, schimbă. Oricum îți cam mulți, Irine. Da, mi-a schimbat poziția, îți cam mulți așa de felul lor. Da, dar văd puțin. Când va fi lateral. Se urcă. Lasă-te-n, hai dincolo. Au avut mai mult răbdare ăia, ca noi. A review of the Breakaway 2. It was a demo. Unfortunately, don't have a mic to compare it against. The mic that I did have broke when I moved from the States back to Canada. It just kind of died in transit, but... Couple things to note, so when we hit the mute button, it'll start flashing. Really nice, just let us know that we've muted our microphone. And now that it's live again, on the back side, we have our gain. So this is something that you're not really gonna fiddle with as much. It's kind of more of just a set and forget. Opa, ce-i cu harta asta că n-am jucat până acum pe ea? Pattern switch. So you can go from omnidirectional. Pune mergi, Mirel, vale, pe unde? Bidirectional. So if you're doing like a face-to-face interview and you want to use both sides, that's really good. Omnidirectional, it's going to pick up sound from everywhere, so it's going to get in from Și aici prinde în viteză, 100 la oră probabil, nu? Self and streaming, obviously cardioid's going to be your number one. Yo, drop a like if you've ever been in this position. 50, 60, 66, 66. On cardioid. I'll probably switch it up during the game and just give you guys an idea of what the different sounds sound like. Should have probably played that new Sniper Shootout game, actually. I like the version 2 of the Sniper Shootout better because I feel like where they remove the revolvers and they put in the hunting rifles, it's actually a Sniper Shootout. The last one, you know, where they left in revolvers, people didn't really use snipers up close. You know, I mean, it just became who can carry 4 revolvers and, you know, hot swap through them the fastest. Okay, so mom, uite, este unul acolo. It's now on bidirectional, so it's gonna probably pick up sounds and stuff from like the back side of the mic. Like if I make sound over here, it'll pick that up a little bit. Just want to see, even for myself, I kind of want to see what the sound difference. Bă, da, au niște poziții ăștia, vai, ce mă. Shotguns, shotguns, everywhere. This white tack, I've never even used this thing. This thing is gonna be an absolute treat. What's up, dude? I wish I had something to build over to. Uite, pe terasa asta trebuia să facem dreapta aici. Când urcăm pe o terasă aici, văd că.
Yes, he definitely does. He most certainly did in fact have a shot. Okay, so now it's on omnidirectional. Let's see how this sounds. So this is again gonna take up sound from everywhere. It's gonna be, you know, more open, and it's gonna get input from the room. I can actually kind of hear it even in the monitoring. It sounds a little more echoey, so I can only imagine what it sounds like on the recording side when I export it. Okay, his harvesting tool is just kind of floating. As much as I'm doing this for you guys, I'm kind of doing this for myself too, because I want to know like what the best settings are, you know, like what should I be running. I want to get the most out of my Kelowna. Yeah, so far so good. The white tack actually feels pretty pretty crisp. Oh, we had a headshot. Yo, good for you, dude. I'm proud for you. Oh, and we're out. That's all she wrote. Alright, I'm back. Cool. Plan a team that will not leave their spawn. Не пробита. That's fun. Hell. Good times, man. Literally, oh, he's running. He's literally running. Fuck you, what is this? What kind of team is this? Oh, that's a smoke. I actually thought that was a guy. Yes, Providence. There's one more back there. Look at these kids, man. Oh, the whole team. Yeah. The whole team for the mercy rule. The whole team for the mercy rule, dude. I just walked. Mamă, dar unde-i duse în față? Așa de tare în față? Băi, du-te, eu leac să-i dau și eu lui ăla. Gatov, am auzit și eu gatov pe ziua de astăzi. This is another Rossi one that they sent us, which is another Zbidi. Microphone, and this is for streaming and gaming. I'm catching perch, mate. Your podcasting, gaming. Yeah, I suppose you could do like so. Say that people are gaming and you're using a microphone to podcast and give overall commentary over the top, and then obviously if you just want to talk on, I don't know, you're doing some sort of ODL. Is it ODL? You know the one where Twitch has got that new thing and it's reality and you can speak into the microphone, you can do that. So live streaming, gaming, all that, this is what this will cover. This is a freaking heavy... Ba, este cineva acolo. It's the microphone's not as heavy as what the stand is. So if I take the stand off, whoa, without breaking it. So you've got these two screws on here, around two rubber sort of grommets on the side to make sure it doesn't scratch the nice casing of the microphone. The microphone weighs probably about half a kilo. I'd say half a kilo, 700. Mai este un tank atâta. And adu-se de aici. That definitely weighs a kilo, without a doubt. So now I just screw these back on. It just keeps it looking nice, and you can adjust it for going backwards and forwards. And it takes a few seconds. Just make sure that you don't spin it around. So da, now bravo. What we've got on here is... Bă, da, unde este sub de bine. On the front here. So, let's talk about the aesthetics though quickly. So aesthetics, it looks like a massive old school microphone, sort of like what you'd get in the 40s, 50s. But I come to the zoo deck my real mash culcat, it looks pretty cool. It looks like if you hold it a little bit too much, you think it's sharp on the microphone itself. Yeah, sure. It has an LED indicator. Stai o leacă, stai o leacă. Mai am o chestie și trebuie să mai... Dacă mai fac o chestie cu T34, ce-mi dă? A, îmi dă 1000 de experiență sau ce asta? Combat experience. Hai să mai dăm o dată cu ăsta. Ca să-mi dea 1000 de free experience. Combat experience, poftim. Nu știu, la ce face combat experience asta? And it's got a couple of side holes as well. So basically, the way it's got side holes and not just a top and white lens for it. Minsk. Direction. Asta am jucat odată cu Conqueror. S Conqueror.
Minsk. Minsk e in Ucraina, no? Non Bielorus, scusi, Bielorus. But it's got bi-directional on here, and then it's got cardioid, and then it's got omnidirectional. So at the moment, I'm talking through this at the lowest volume possible, as if I turn my voice up, that's what happens. So I can turn my voice up so it's a little bit more clearer, with a bit of clarity to it. It's not too bad, it's a nice sort of warm sort of sound. You can hear the sound dreapta. It's really nice, and I've got good highs right there. Tânga, blea. If I turn into bi-directional, picks up my voice patterns much more than what it did with the cardioid. But obviously the cardioid only picks up from the front and then a little bit to the back, whereas bi-directional does it in a figure of eight. And omnidirectional does it all the way around. So this is omnidirectional. 50 la oră. Tu cât ai? 60 cât ai la oră? And from the back. So, and this is me talking through a cardioid. So if I speak a little bit closer, and then I go to speak this side and this side. Pare interesant harta asta. Cu autobuzi de alea, am mers și eu odată când eram în clasa 4 cu ele. Opa. Cream că se distruge, dar nu. For Mama Russia. For Putin. Just a little bit, and then you'll be able to hear it. And then, obviously, when I'm speaking in here, this is going to be very good for Mama Russia. And gaming, and doing all your little live pods, and all that sort of stuff. So this is what my voice sounds like on a cardioid. Imediat te ajutăm, blea. Button on, so you can tell that just shuts off the microphones. If you've got to say something private, you can definitely do that. You also got headphone knob on the side there, and you can change it. Also, this comes in 4 packets, so I'm on the website as well. Wow, au venit T150 aici. Gold and black and silver, and it's for $99.90. Mamă, mi-a dat ăsta 300 și ceva. Ești nebun. Gata, se fini. Vezi că vine prin deal, T150. Do you hear me? Bă, da, dă 350 ăla. Cam mult. Hai, că am ieșit, Iuri, nu mai stau. Cu... You obviously can buy a little bit of experience like combat. Noapte bună. And you can still listen to music while I'm not using the microphone.